Clubul din Gruia este al cincilea din Liga 1, aflat în această situație după Dinamo, Universitatea Cluj, Oțelul și Rapid. CFR Cluj, fosta campioană, și-a depus dosarul de insolvență după ce a adunat în ultima vreme datorii de milioane de euro. Termenul limită pentru a plăti aceste datorii este sfârșitul lunii ianuarie, iar pentru a evita falimentul, insolvența este singura soluție rămasă clujenilor. CFR nu va mai putea participa în următorii 3 ani din competițiile europene, la fel ca și Dinamo, Universitatea Cluj, Oțelul și Rapid. Cum nici CSU Craiova nu are drept de joc în Europa pentru sezonul viitor, dintre echipele aflate în prima parte a clasamentului, doar Steaua, Petrolul, Astra, ASA și Botoșani pot evolua la vară în cupele europene. Astfel, potrivit clasamentului actual, în cupele europene ar evolua inclusiv ASA Târgu Mureș, care are cu numai 3 puncte mai mult decât FC Botoșani. Echipa Faniona județului ocupă prima poziție de supleant în clasamentul pentru cupele europene. Practic, FC Botoșani se poate clasa la finalul sezonului și după CFR Cluj, CSU Craiova și Dinamo, dar să evolueze totuși în cupele europene.